Lorena, să știi că fetele astea noi nu sunt noi deloc. Sunt amuzate. Auzi, unde sunt cazatele? Voi în cameră? Da. Da, de ce? Cum să știu. De ce spui de fete că sunt zate mie? Adică nu sunt noi. Cum nu sunt noi? Se pare noi, Bruna. Păi dacă sunt venite noi. Venite noi, dar nu sunt noi. Și ce-o sunt nouă? Sau tu? Nici sunt zate. Mai vorbi de organismul se uzează. Orice vrei, organism se uzează. Tu vrei și asta să apari pe canapea neapărat. Pe care canapea? Living. Și luna să nu apară. Păi, dar luna mie și fetele de când au venit în continuu. Da, că nu-mi place de ele. Dar ce ai cu ele mie? Mie dacă ar fi copilul tău să arunce într-un concurs de ăsta și ar apărea mai târziu. Copiii nu vin în concursuri. Nu, copiii tăi nu vin, dar tău ce caut aici? Treabă-l. Tu ești prietenă cu el. Cu tine vorbești și cu mine. Prietenul meu, normal. Cu mine nu vorbești. Și sunt mândră că e prietenul meu, crede-mă. Cu mine vorbești, dacă ți-o acolo lângă... E un copil foarte inteligent, crede-mă. Deci să fii mândră de băiatul tău. Păi sunt, de toți. Un copil foarte inteligent și vede foarte bine lucrurile. Vede mai bine că ele. Tu stai cu minte. Ba da. Și tu dacă le vezi mai bine că el n-ai curaj să le spui, el are curaj să le spui. Cui n-am curaj să spui? Eu n-am curaj. Asumă ceea ce spune. Mie îmi place foarte mult. Și eu nu mi-asum. Tu când ajungi acolo, încerci să râzi. Știi ce nu mă plăcut? Care ori venit îmbrăcate sexy. La mame nu, nu te prezint sexy. Da, că ăsta e show. Păi la show, dar ele trebuia să-i facă nouă impresie bună, nu vii sexy. Ai, mamă, lași, păi decent. Din contră, dacă veneau îmbrăcate office, nu făceau impresie bună. Mie, nu mi-a office, plăcut maxim. Decent, am zis. La mame, vii decent. Doar nu vă dezbrăcate. Pentru că nici o mamă nu vrea pentru băiatul lui o fată de-aia. Eu vreau, pentru băiatul meu vreau o fată sexy, o fată aranjată, o fată gătită, dacă se poate și cu silicoane. Sexy, și dar nu te prezint la mame sexy. Și mie îmi place. Te prezinta la băie sexy. O fată trebuie să fie aranjată, să fie gătită, să fie... N-am zis să nu fie aranjată, am zis decent îmbrăcată, n-am zis de aranjată. Hai scutește-mă, țoapă. Da. Stați un pic, doamna mea, că fetele erau cu rochii lungi, nu era nimic. Mă referim la ele, la toate. De toate, a zis. De toate? Ce pot prima dată de la văzut noi, nu trebuie să vină sex. Cine a venit sex? Toate. Eu eram descoperită. Tu erai? Da. Și ți-a zis ceva? Da. Nu mai țin minte. Vreți să mai descoperiți pe Ștefania? Pe e descoperită deja. Nu mai ai asta. De ce? Păi și după dacă ne vedeți sexy? Exact. Cine? Mai bine să ne vedeți din primă. Să bată băieții, eu mă uit la față. La față suntem decente. Față, da. La față mi-a plăcut de tot. Inclusiv de fetele noi. Mama, de asta. Dar sunteți foarte conservatoare așa. V-ați obișnuit cu lumea din casă și acum ce vine? Ce vineau ele că au venit mai târziu în show? Asta, dar eu le văd pe ale noastre, ale noastre. Dar nu există ale noastre și ale lor, că sunt tot de aici. Gata, sunt din show. Până mă obișnuiesc cu asta. Fetelor, v-ați supărat? Nu. Nu, nu. Cum să supere pe mine? Păi da, cum de vezi, să spuneți o groază de lucru, au și ele. Dar n-am zis ceva rău, am zis ceva rău. Nu, e ok. Da, ați spus că am auzit în discuția cu doamna Ermina că erați oarecum geloase, bun spus. Faptul că doamna Ermina a spus că ea vorbește mult cu David și noi asta a spus că eu nu mai vorbesc cu el. Păi, dar vorbește și mai mult ca mine cu Andy, cu băiatul meu. Și asta ce spune că dumneavoastră? Că-s geloasă, sigur, ai dreptate. Sigur, nu e. Da, da, nu vreau să vorbească de prea mult. Supărat, el a cheamă... spus ceva care l-a supărat. De exemplu, dacă David ar fi ascultat ce a zis despre Ionela și despre Nicol, s-ar fi supărat. S-ar fi supărat? David, ne auzi cumva? Puțin. Puțin. Ba, nu, că a zis puțin. Eu l-am auzit că vocifera dincolo. Da. Dar mi-a zis foarte frumos de ele. Da. Aseară, da, a vorbit foarte frumos. Așa e, dar dacă ar fi auzit acum, s-ar fi supărat și iar v-ar fi certat. Știu, nu trebuia să zic. Scuze, fetele. Am schimbat părerea, am schimbat. Ai fost ieri. Acum așa. Acum ce părere aveți? Hai să o luăm așa. Acum place de ele. Da? Da. Ați avut timp să stați de vorbă la cafea? Da, 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 da. Îmi place. Încă nu le văd a noastre, dar... Dar pe calea cea bună, așa, știi, pe scală, vă urcați. Azi au voie să mănânce, da? Păi nu știu dacă le foame. Și dacă avem ce? Că deocamdată n-avem nici noi până vin produsele. Cel puțin nu mai am.
Da. Of, e greu cu doamna Mia în casă. De ce? Ce credeți? Ei, cum? Da, mă, plac spectatorii. Mă exact. Plac spectatorii. Fetelor, dacă scăpați, dacă treceți de doamna Mia, sunteți ca și măritate. Hai să mai...